Am muncit, degeaba am investit bani și timp. Și s-au investit bani foarte mulți. Cred că trebuie lucrat mai mult pe prevenire, pe prevenirea sarcinii nedorite, pe prevenirea abandonului, create mai multe servicii pe centre maternale în care mama să poată sta cu copilul și să se atașeze de el. Nu se poate să acceptăm cu atâta ușurință abandonul ca și când ar fi ceva normal. Până și un animal nu-și abandonează puiul. Dar eu vă spun că am văzut și județe în care lucrurile funcționează bine și nu sunt copii în centrele maternale, pentru că nu e cazul, pentru că s-a lucrat mult pe prevenire. Acum poate că sunt și județe mai bogate, e adevărat și asta, dar trebuie să găsim soluția cea mai bună pentru copil, nu pentru ca să le fie cel mai comod celor de la direcție, a declarat Ileana Savu, secretar de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Dezamăgitor răspuns. Domnule Micu, nu vă place răspunsul? Deloc. E un răspuns politic. Un răspuns al unui om care a venit în sistem acum câteva luni, dintr-un alt domeniu, se pare că... Pe cei de la Protecția Copilului întreb, credeți că vechea conducere a fost, cum spunea doamna secretar de stat, spunea strict pe cazul Bistrița, pentru că a intervenit aici. Este vorba de o dezorganizare care a existat atunci, există și acum, că n-am prea înțeles. Eu nu vreau să comentez acest lucru. Aș dori să vă spun că, apropo de prevenire, avem un serviciu în cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare de planning familial. Colegele mele care se deplasează în teritoriu, în tot județul, monitorizează 280 de femei. Odată la 3 luni. Mai avem tot în cadrul acestui complex un centru maternal care are ca scop prevenirea separării copilului de mamă. Avem 8 locuri, în prezent fiind ocupate 6, deci avem 6 mame cu 10 copii, dintre care și o mamă însărcinată. Am deci, în limita posibilităților, ajutăm și tot ce ține de noi facem. Vreau să adaug că dacă... Legat fi, de răspunsul da, pe care l-am primit singurul, strict pentru județul nostru. Da, dacă am fi singurul județ din țară care avem... Păi, păi asta este problema. Haideți să nu ne ascundem după deget. Dar deci, a spus că sunt județe în care nu sunt probleme. Să fie așa? Nu știu dacă nu sunt probleme. Probabil sunt altfel, știu eu, rezolvate. Probabil au avut posibilitatea sau au găsit soluții ca să angajeze acel număr minim de asistenți maternali. De ce nu să recunosc lucrurile acestea? Deci eu interzic internarea copilului într-un sistem rezidențial. Familia nu-l poate lua acasă. Am avut intenții și am avut tentative de integrarea copilor în familie. Unele au reușit, altele au eșuat. Ne-am lămurit că nu ne putem baza numai pe familie. Și atunci, fie că dau voie în sistem să se angajeze asistenți maternali, posturile sunt blocate. Dar acel asistent maternal în regim de urgență, care la ora 12 noaptea, dacă o mămică și-a abandonat copilul în gară sau în autogară, eu să pot merge acolo să-l iau și să-l duc la un asistent maternal. L-am predat și atunci știu copilul este ocrotit. Nu avem această posibilitate. Nu este. La nivel de țară nu există această rețea de asistenți maternal în regim de urgență. Renata, cum ți s-a părut acest răspuns dat de doamna secretar de stat? Evaziv și nu este, nu știu cum să-i spun, nu ne dă o soluție la problemă. Totuși, cred că ar trebui revizuită legea, pentru că sunt oameni dispuși care ar dori și să ia copii în plasament, sunt persoane care doresc și în adopție să-i preia, însă cadrul legislativ nu permite lucrul acesta. Și singura problemă este, rămâne tot la copii. Copiii duc lipsă de afecțiune, primesc în spital afecțiune dozat, dacă pot să o numesc așa. Sunt expuși riscului. Îmbolnăvire. Riscului de îmbolnăvire. Și copiii rămân în grija noastră. Dacă îmi dați voie da, doamna, să intervin. Deci, așa cum spuneau și colegii și... Așa cum și autoritatea spune, cred că trebuie să lucrăm mai mult la prevenire. Dar și aici, fără un cadru legal adecvat, nu se poate. Și aș vrea să spun următorul lucru. În urmă cu mai bine de un an, cred că am fost informați că
există în lucru norme metodologice privind modul de realizare a obligațiilor ce revin autorităților, instituțiilor și persoanelor implicate în prevenirea și soluționarea cazurilor de copii părăsiți în unități sanitare. Ei, de atunci, eu încă n-am văzut să apară aceste norme. N-au apărut. După un an am văzut că puțin sunt modificate, au altă formă, dar legea încă nu a apărut. Așa cum spunea colega noastră Renata, ar fi nevoie de modificarea legii. Și eu sunt interesat în mod direct de acest aspect și m-am bucurat când am aflat că era în dezbatere o modificare pentru completarea o lege, pentru completarea legii 272, care prevedea, printre altele, la punctul 4, zicea așa, articolul 43, aliniatul 6, se modifică având următorul cuprins din legea 272. Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor și al copiilor până la împlinirea vârstei de un an sunt obligatorii și gratuite în vederea ocrotirii sănătății mamei și copilului, educației pentru sănătate, prevenirea abandonului, abuzului sau neglijării copilului. La articolul 132 se introduce în aliniat nou, aliniatul 4, cu următorul cuprins. Abandonarea copilului la naștere de către mamă se pedepsește cu închisoarea de la un an la trei ani. Și ce credeți că s-a întâmplat cu această lege? Legat de lege, vă spun sincer, a căzut. Am cerut și eu detalii pe lege. Dacă se preconizează ceva pe viitor, modificări, nu am primit niciun răspuns. Spunem bună seara, un ultim telefon. Alo, bună seara. Alo? Bună seara. Alo, bună seara. Cu cine stăm de vorba? Mă numesc Pop Mariana. Bună seara, Mariana. Așa. Sunt asistent maternal. Așa. Am un copil de 10 ani în plasament. Da. Mă bucur de el, ia-te cu minte. Așa, știi ce vreau să vă spun în legătură cu ce a citit dumneavoastră de la doamna de la București? E răspunsul care l-am primit astăzi prin telefon. Așa. Oare știe doamna de la București că de 10 ani de zile n-am avut concediu de odihnă? Nu cred că știe acest lucru, vă spun sincer. Oare știe că salariul e foarte mic? Nici asta nu cred că știe. Ba, știe. De ce nu le știe lucrurile astea? Numai acum să ne bate pe cât al doilea copil? Pentru ce sumă? O spus pentru ce sumă ne dă al doilea copil? Care va fi suma de întreținere pentru al doilea copil? Salarul. Să ne spună domnul Sângeozan care va fi salarul pentru al doilea copil. Știe domnul Sângeozan? Așa, și când vom primi concedii de odihnă? Mulțumesc. Mulțumim și noi. Vă spun foarte, foarte rău că trebuie să închem această emisiune. Asta este, eu sper să revenim din nou cu acest subiect. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Subiectul a rămas în coadă de pește, vă spun sincer. Soluția este cu semnul întrebării de la București pornind. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă. Urmează Cristian Berar cu Unde e adevărul. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. La Mirebon continuă sezonul reducerilor. Înscrieți-vă și beneficiați de reduceri de până la 20%, iar pentru elevi și studenți, reducerile cresc. Cel mai mic preț din județ, cel mai mic preț la mobilier. Eckert Impex, importator direct de mobilă poloneză. Eckert Impex, Calea Moldovei 15D, Hala Galbenă. Eckert Impex, acum o gamă nouă de dormitoare, sufragerii, bucătării și tapiserii. Prețuri negociabile, calitate poloneză, deschidere și consultanță de specialitate și mai ales amabilitate. Eckert Impex, mereu cu ceva nou, mereu surprinzător. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, curate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează, recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde, savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de eveniment. Casa Bistrițeană.
Bistrițeană. La noi minutul prețios contează. Alege Prolematex Bistrița pentru eleganța și rezistența tâmplăriei din lemn masiv stratificat și PVC cu sticlă termopane.